Deci, ieri au fost reluate lucrările, era în floare, și nava a fost ridicată până la un nivel, circa 20 de grade, după care a început să fie scoasă apă din navă pentru a fi cu o greutate mai mică și a putea să se creeze ușor momentul de verticalizare a navei. Așa cum este practica și cum este firesc, în momentul în care vremea nu a mai permis, aceste operațiuni s-au oprit. Ele vor fi reluate atunci când vremea va permite. În conformitate cu contractul, noi avem 35 de zile în care operațiunile, inclusiv cele de ecarisaj, trebuie să se termine. Totuși, trebuie să specific că noi am precizat în caietul de sarcini că ar putea fi până la 45 de zile, dar asumarea de 35 de zile pe noi ne-a încântat, având în vedere caracterul de urgență. Trebuie să mai vă spun că furnizorul a făcut activități de pregătire adevărat, chiar și în condițiile de vreme mai puțin bune, luând în considerare solicitarea noastră de a utiliza cât mai bine timpul. Acum, această perioadă în care vremea nu permite, în conformitate cu contractul și așa cum este normal, va fi exclusă din timpul contorizat pentru aceste 35 de zile. Sigur, dacă vom fi solicitați în acest sens, dar mă aștept că vom fi. Și deci se va amâna cu aceste zile în care nu se poate lucra. Am înțeles. În ceea ce privește mediul, există posibilitatea unor probleme pe partea aceasta, Sunt infestarea apei? luate toate măsurile în acest moment de protecția mediului și în conformitate cu ordinul prefectului sunt prelevate probe, da, cu continuitate. E programat și sunt raportate, primim și noi probe referitoare la eventuala poluare. Și deocamdată suntem în regulă. Nu mă aștept să avem probleme de poluare. Singura noastră întrebare era referitoare la potențiala gaură de apă care ar fi putut să fie la navă, dar deocamdată nu s-a constatat așa ceva. Și dacă până la momentul verticalizării am fi avut probleme cu oi care nu au fost colectate, dacă sunt în stare de putere sau altceva, dar n-a fost cazul, iar în momentul verticalizării nu avem de ce să vorbim despre acest lucru. Sigur că ulterior ele vor fi preluate din navă și duse în mod controlat către incinerator. Sunt analizate cu atenție toate etapele și toți pașii, toate instituțiile statului sunt implicate în acest subiect, sunt întâlniri la prefect pentru a se stabili responsabilități. Din câte am înțeles, s-a solicitat ca inclusiv transportul până la incinerator să fie cumva monitorizat, ca nu cumva pe timpul transportului să apară un incident, se poate întâmpla rutier sau de altă natură. Deci, la momentul acesta sunt luate toate măsurile să ține sub control această activitate și nu mai aștept să avem vreo problemă. Și dacă ar fi să apară vreo problemă, trebuie să știți că noi suntem pregătiți cu toate mijloacele necesare să intervenim. De exemplu, dacă ar fi o poluare a apei, colegii, noi avem o navă specializată în acest sens și colegii sunt pregătiți să intervină pentru eventuala depoluare. Sperăm că nu o să fie cazul.